Dacă un câine sau o pisică vi se par greu de crescut, dacă aveți loc destul și un buget potrivit, puteți adopta noua modă a caselor de lux. Amenajați un iaz de curte populat cu pești koi. Vorbim despre o specie decorativă înrudită cu crapul și care, prin inginerie genetică, a ajuns să oferă aproape orice paletă de culori își dorește clientul. În România se vând acum pești japonezi care costă câteva mii de euro. Iar acum o lună, în Germania, un amator a plătit la licitație pe un astfel de exemplar peste 50.000 de euro. În zeci de vile din cartierele noi au apărut acvarii imense în aer liber. Cât de mici erau? Atât. Și acum? Au crescut atâta. Acolo e Winnie. Ăla e Winnie-că. Ce culoare are? Galben tot. Dar și adulții spun că și-au doza de optimism din unduirea peștilor care aduc bunăstare și noroc. Te liniștește, te relaxează, te calmează după toate problemele zilnice. Se uită fix în ochii tăi în momentul în care trec pe lângă tine. Stăm și mâncăm lângă iaz. Un asemenea iaz pentru vilă 6x3, 1,80 m adâncime și cel mai bun sistem de filtrare ar costa în jur de 10.000 de euro. Dar asta fără pești. Ca să populezi spațiul cu crapi japonezi, 20 la număr, ar trebui să mai adaugi pe factură încă 1.000 de euro. Dar la final ai avea nu doar un iaz decorativ, ci și un fel de piscină. Mulți dintre proprietari spun că în zilele toride fac baie alături de crapi japonezi. În spate se află și o afacere tot mai prosperă. Chiar și în curțile mici pot fi construite iazuri în care vor fi instalate, după carantină, exemplarele pe care le dorește clientul. Combinația de culori preferată și dimensiunea se aleg din catalog. Am adus și la 75 de centimetri un pește. Cei mai mici, la 10-15 euro. Cel mai mare care l-am adus la 2500 de euro. Îi hrănesc bine, de 4-5 ori pe zi. Un pește matur ajunge cam pe la 7-8 ani. Timp în care se creează un atașament puternic, similar celui dintre oameni și feline sau patrupede. Și la fel ca la câini sau la pisici, se ridică problema pedigriului. Aveți mare grijă și nu cumpărați pești koi decât de la dealer care importă de la ferme autorizate, din Singapore, Indonezia sau Japonia. Altfel, vă puteți trezi că în loc să crească până la un metru lungime, crapii rămân mici, 20-30 de centimetri. Mai rău, se îmbolnăvesc, se decolorează sau fac burtă. Lucru inacceptabil pentru un exemplar autentic.